Drumul care duce la mănăstirea Dumbrăvele a trezit din nou nemulțumirea localnicilor. De 30 de ani, fiecare primar care a fost la conducerea comunei Bodești a promis că va asfalta acel drum, care nu are mai mult de 1,2 km. Actuala administrație a scos din sertar un proiect mai vechi care prevedea modernizarea a 5 km de drumuri, inclusiv cel în cauză, și a semnat un contract în acest sens. Oamenii care așteptau asfalt au constatat că s-a pus niște balast din Cracău pe străzile respective și că îi înneacă praful. Primarul Marinel Barna spune că urmează și asfaltul, dar acest lucru ține de Ministerul Dezvoltării, unde deja a înaintat o situație de lucrări, dar n-a primit niciun răspuns dinainte de Paști. Dacă ești mulțumit de drumul care-i făcut? Cum și eu mulțumit? Se toarnă asfalt. N-am mai turnat. Banii unde? Praf nu mai spune nimic. Nu se vede? Mașinile câteva merge unul cu 80 ore, deja nu se vede nici iar prin pământ. Dar deși nu s-a asfaltează, că era de când a fost programat, de când era părintele Pavel aici, trebuia și asfaltat drumul ăsta. Bă, că nu au bani, că nu știu și, au pus și-o petruit o leacă aici și nu a mai venit să mai asfalteze. Au fost cilindru, au fost treabă, au făcut treabă bună. Dar trebuie doar numai aici, ulița noastră, la Dumbrăvele, aici, parcă suntem primitivi. Peste tot o asfaltați la noi nic, trebuie și la noi. Cum au făcut la Bodești, la Bodești jos, în toate părți, trebuie și la noi, la Dumbrăvele. Dar trebuie să ne facă și nouă să toarne asfalt. Să doarne... Și noi suntem în Uniunea Europeană. Nu suntem sclavi sau nu suntem înapoiați de tot. Așa e, se circulă foarte greu, că e borti. Sar petri la mașină, vine, rup scândul. Un copil, dacă el sară petri la cauciuc, îi rupe picior. Dar trebuie și la noi să facă asfaltul. Chiar în primăvară s-a spus că vine și se asfaltează. Acum suntem în așteptare și noi. Băieții care au fost aici cu utilajele au spus că se face asfalt până la mănăstire. Deci acel drum face parte dintr-un proiect mai amplu, 5 km de drumuri. Îl avem depus, am semnat primul din județul Neamț contractul pe acest drum, pe aceste drumuri. Problema este că fondul de investiții a fost închis, toate proiectele semnate s-au mutat la fondul dezvoltării. Am făcut, deja am început lucrările, am trimis o primă situație de lucrări Ministerului Dezvoltării, așteptăm răspuns. Așa cum spuneam, deci în urma așezării pietrișului pe toate drumurile, pe toți cei 5 km de drumuri, s-au făcut o situație de lucrări. Constructorul a făcut o situație de lucrări, ne-a predat-o nouă, noi mai departe am trimis-o Ministerului Dezvoltării cu o săptămână înainte de Paști.